avem ce încă, nu mai ieșim din... Oh, dar ce frumos a fost de pe... Păi da, și mie îmi place. Aici soamne, cred că pe la... Păi și avem voie să intrăm pe aici sau? Păi... Ce cald frumos acolo. Zice cineva, ui, e drum. Păi uite aici, dacă ar fi fost aici, m-aș fi băgat eu. Unde? Hai, deci ce drifturi îi dădeam, dar n-ai cum, că imediat te vede cineva. Îți iau ăștia și permisul și certificatul, cum a zis ăla. Certificat de naștere, da. Păi era să mi le ia mie, în Brașov. Stai așa. Ce? Am greșit? N-am greșit, ne mai ducem o dată pe partea. Cea, nu. Unde zici tu, partea alta acolo? Ai grijă aici, ai grijă aici, că s-ar putea, eu am atins o dată. Uite, vezi, la el nici nu strângă-ne asta, lui. Dacă făceam manevra, toate plasticele pleneau. Bubuie și la tine? Dacă nu, bubuie bine. Nu, ce eu zic, la mine pleznesc astea, când ai luat-o, când s-a înclinat mașina, câși... Mașina aia a fost răsturnată, mă. Crezi? Nu mai da senzații. Mamă, nu mai, lasă-mă așa, că acum sunt bine. Uite, și la mine pleznesc când cobor sau... Suntem nărădăcini. Păi de-aia zic, să ne întoarcem înapoi aici. Da? Uite ce uliu acolo. Vultur. Na, Victor, și tu ziceai că nu-i bine să bagi din drive în revers și invers. Da, mă. Din ce? Să schimb vitezele de mers. De ce, tu stai până se oprește de tot și de alea? Eu n-am răbdare. N-am răbdare. Înseamnă că ăsta-i secretul, mă, mai știi, Alex. Să te deranjezi. Gata. Oricum nu vin după tine. Hai că aici cred că merge făcut un drift. Da, să nu găsim, bro. Trebuie să nu fie ceva pe jos. Gaură, ceva, da. Păi ai grijă. Mamă, cum s-a întâmplat. Băi, dar ce calme se întoarce. Ai grijă aici. Bine că le știi tu, nu zic așa, dar... Nu le știu, bă. Nu? Păi da, zic să nu ne ducem jos în vale. Niciodată n-am mai fost, știi? Da, văd. Băi, de ce n-a venit mă și eu cu a mea pe aici? Mamă. Bine, pe filmare nu o să se vadă chiar așa, dar se vedea ca lumea, știi? Oricum nu a fost nimic. Da, îți dai seama. Bă, totuși, ca chestia așa, cu orice mașină ai venit total unică pe iarbă, știi? Mașina poate. Poate, da. Mașina poate, te ține. Dar mai contează și de tine, adică... Da. Vă băieți, după cum v-am promis, o să-i fac și o prezentare surorii sau fratelui mai mare, să zic. Oricum, ei sunt frați. Adevărați, pe bune. Ambele mașini sunt la fel. Proprietarul avem aici. Salut Adi. Servus. Aici Adi, aici este Alexandru. Salut, Alexandru Victor. Băiatul cu celălalt A4. Deci, Adi este noul proprietar, să spunem, al acestui frumos Audi A4 Allroad. Andy. Eu am zis Adi. Scuză. Andy. Eu tot am zis Adi. Scuză-mă, deci Andy. Așa. Proprietar recent, de curând, nu? Adică de curând. Și-a luat acest frumos Audi A4 Allroad. Și după cum bine știți, după din clipul anterior, mașina lui Andy funcționează mult mai bine decât mașina mea. Și aici intervine Alexandru. Ia, încă o dată, salut Alexandru. Salut. Ia spune, ce părere ai despre treaba asta? Că mașina lui funcționează mai bine și a mea nu. Băi, ca părere nu știu ce să zic. Acum depinde mai mult și de norocul omului. Așa. Știi? Da, mă, intervine mai mulți factori. Da, mai e chestia că nu știu, zic, părerea mea sinceră și personală, a fost mașină de showroom. Crezi că a fost mașină de showroom? Da, după cum arată la interior. Nu așa am înțeles că și calea care sunt în showroom ar fi mult mai închegată decât una care ți-o configurezi tu. Și tu ce părere despre asta zici că e? Ar fi bine să am eu norocul ăsta, da? Știi, dacă e chiar așa. Nu, eu de chiar ce, m-aș bucura și sper să nu ai probleme exact pe viitor. După trimurile, după cum sunt scaunele în primul rând. Crezi? Da. Nu știu, poate așa a fost configurată, nu poți să știi. Da, probabil, cine știe. Da. Păi bun, dar cum îți explici, acum aș cer părerea ție, cum îți explici că a lui, bine, eu am luat-o la 40.000. El are 33.000. Cum îți explici că a lui merge exemplar și a mea nu? Bine, eu totuși am, să zic, dublu, chiar undeva ajung spre triplu de kilometri. Ating undeva triplu de kilometri. Nu știu ce să zic despre asta, că ți-am zis, eu am mai stat de vorbă cu cineva care are A6 de 286 de cai. Așa. Și omul ăla, bine, omul ăla e și inginer, că tu știi despre cine vorbesc, dar nu vreau să-i dau numele. Și el a zis că așa ceva n-am mai auzit până la tine, cum ar veni.
Bă, nici eu n-am mai întâlnit până acum, dar faza mi se pare orică sunt eu ghinionist, orică mașina asta, nu știu, a avut-o altcineva înainte și a bătut joc de ea. Asta ar fi părerea mea personală, nu știu. Sau cum mi-a spus. E cu duș în toți treaba asta, că exact cum ți-am zis mai devreme cu camioanele. Păi bun, faza este, eu m-am așteptat după ce a fost intervenția cu motorul, după aia a fost intervenția calculatorului, mașinii, să-i spun, ECU, au schimbat EGR-ul, au făcut nu știu ce chestii pe acolo. Mersul mașinii s-a schimbat radical, adică în primul rând au început șocuri, smuciturii, nu știu, motorul lui Andy, deci, nu știu, are alt sunet, crede-mă. Acum nu știu dacă diferența ar fi dintre motorină, că ar mea ar fi, eu bag motorină premium și... Nu. Bine, acum și eu tot motorină normală am zis să vedem care-i baiul. Dar să, nu știu. Ca să descoperi diferențele de sunet între motorină normală și motorină extra, trebuie să fii mult prea tipicat și să ai scule să le înregistrezi. Bine, eu am zis doar așa, eu am zis doar o chestie, știi, am zis, băi, da, cred că așa la ureche e greu. E greu. Bă, nu știu, ți-am spus. Deci mașina lui Andy, băi, perfect. Schimbările de trepte, deci nu știu, ar fi o benzinară, deci nu simți un șoc, nu simți o zmucitură, nu simți nimic. Am mers pe o distanță scurtă, dar am putut să-mi dau seama în acea distanță, băi, mașina asta e ce trebuie. Exact și a mea a fost la început, la fel, a funcționat perfect. Da, cert este că... cert este că nu sunt cuvinte, da, inginerii. Doar inginerii Audi Sport ne pot da un asemenea răspuns. Inginerii Audi Sport au da, mă, băie, tot trebuie totuși de mântuială. Totuși haideți să vă arăt și pe video să vedeți diferențele dintre aceste două mașini. Normal. Diferențe n-ar fi multe, de fapt ar fi câteva plusuri oare de culoare, deci asta ar fi una dintre ele, culoarea, protecțiile de plastic, deci aceste apărători, ca să le spun așa, sunt, la mine sunt vopsite în culoarea caroseriei, în schimb la cealaltă mașină este un plastic care cred că și mie mi-ar fi prins bine, adică dacă o chestie ca asta se... nu știu, o zgâri, o distrugi, faci ceva, aici ar fi mult mai ieftină, la mine trebuie și vopsit, adică chiar dacă vine pe mat sau vine pe, nu știu, plasticul cum vine, ar trebui revopsit. Cu o mașină inteligent construită. Chiar și așa. Așa, acum Andy, numai puțin, că te chem acum, nu știu ce e asta aici, dar și la mine a observat aceeași chestie când am luat-o. Crezi că ar fi o zgârietură asta aici? Asta e o zgârietură de la mine. Da? Da. Cum așa? Uite așa. După cum ți-am zis, eu de multă vreme am 4x4. Tu ai avut un Opel înainte? Am avut un Opel care și ăsta era Andy Country Tour, deci și ăsta era cu garda la sol mai înaltă decât astea obișnuite. Ăsta la fel e cu 4 cm, 4,5 cm mai înalt decât Audi Avant normal. Așa? Te vezi, nu știam deci asta. Deci fan 4x4. Allrad. Am de gând să o folosesc, știi? Adică să... Cum să zic? Da, să o fac în sensul cuvântului. Un mini Allrad cu ea, știi? Nu un off-road în întreaga măsura cuvântului, dar un mini off-road aș putea face. În Germania nici nu e unde. Păi nu știu, eu am încercat și am vrut să fac cu asta. În Germania nu prea e pe unde, dar te poți băga pe un drum de țară mai, nu știu cum mai... Da, dar eu sunt genul, adică să mă urc puțin mai așa, să o pun la treabă, să o simt cum patinează, cum se chinuie, să urce, știi, ceva de genul. Adică el vrea să facă cu asta, ce face ăla cu asta, ceva nu, de genul. Nu te gândi că ce face, deci... nu că ce face ăsta acolo, nu vă gândiți la aia, dar vreau să zic totuși să o pun puțin la treabă, adică bă, să o simt eu că poate și că urcă, știi, pe unde, nu te gândi că vreau să urc acum. De putut, poate. Îți spun eu că o să poată, pentru că, na, sunt mașini care totuși au peste 230 de cai putere, au o altă... Construcția caroseriei. Exact. Sistemul 4x4, 4, să spunem așa, da. Nu știu, eu nu, pe mine, cel puțin mi-e place, adică la ce am făcut eu cu ea. Și vreau să zic cât de cât m-am aventurat și când am luat-o în ianuarie anul ăsta, adică am fost pe zăpadă, am urcat zăpada, adică da, zăpada mea, prins un pic de zăpadă. Eu împingeam zăpada cu bara din față. Bine, acum și cu o mașină normală, poate dacă pe drept, dar eu am urcat la deal, am făcut ceva clipuri. Păi s-a descurcat, nu m-a lăsat acolo, nu, na, cred că și cauciucurile sunt și datorită lor, să zic, adică dacă ai și cauciucuri bune într-o... Măi, oricum se spune, cauciucurile sunt cele mai importante la o mașină, nu? Cauciucurile, uleiul, frânele. Exact. Astea sunt cele mai importante chestii pe care trebuie să le iei pe o mașină, știi? Le-ai în considerare. Cel puțin, na, trăiești în Germania, neamțul zice, domne, ca să ai o mașină care să te ducă în siguranță, trebuie să ai cauciucuri bune,
ulei bun și frâne bune. Deci la lucrurile astea trei nu factori. Ai voie să economisești niciodată. Cauciucuri, ulei, bun, eu văd frână. Că tu ai un all season aici. Bine, încă n-a venit iarna, n-ai apucat să le testezi, dar din ce mi-ai spus tu mai devreme, ai spus că ai mai avut și înainte același model. Sau eu am avut, da, ăsta e Michelin Cross Climate 2, care se zice că e mult mai bun decât Cross Climate Plus pe care l-am avut anterior. Pe Plus cred că am avut pe Opel-ul ăla Country Tour. Plus am eu, da. Plus am. Și eu sunt tare mulțumit, mai ales că în Germania iarna, nu iarna aia pe care o aveam noi odată în România, și okay. Nici în România nu mai e iarna aia de pe vremuri. Și bine, sincer să fiu, pe la munte mai e, dar nu cred eu că o să ajung prea devreme pe la munte și dacă ajung, poate ajung o dată pe an. Și o sfer convins cu roțile astea fac față de minune. Bă, da, nu știu, eu le-am pe astea de iarnă, așa, adică cel puțin mi le-au făcut da. Cadou cum ar veni, dar eu le-am dat la schimb altele. Sunt mulțumit de ele, doar că sunt puțin cam zgomotoase, nu știu. Acum adică chiar foarte zgomotoase. Am mers cu alea pe gheață și, într-adevăr, dacă o calci tare, patinează, dar dacă mergi normal, așa... N-ai treabă, nu. Da, deci, nu știu. Și, nu știu, spunem ceva doar așa, ca chestie, ești mulțumită. N-ai mers mult, poate n-ai apucat să, nu știu, să te bucuri, zic așa. Măi, eu am mers deja în jur de 3000 de kilometri cu mașina, deci încă e proaspătă, să zicem. N-ai apucat să o înveți. Încă n-am apucat să o învăț, da, încă e caldă, da, zi-mi doar așa, proaspăt, nu știu, scos din cuptor. Că tu ai venit după Opel, ce ai mai avut înainte de Opel, dacă îmi permis să eu am avut, am fost de fapt fan Opel, eu am avut multe Opeluri, multe, încă vreo două înainte și am avut și un BMW. Cu BMW-ul am avut o pățanie imediat după ce ieși din garanție, deci garanția se termina prin 30 septembrie și în 4 octombrie mi-a crăpat motorul. Okay. Și din momentul ăla am zis, domne, eu nici să nu mai aud de BMW-uri, mai ales că dacă te uiți la interioare, ăștia n-au mai făcut absolut nimic de câțiva, da, între ghilimele, da, 10 da, de da, ani da, încoace, da. Știi? Adică interiorul ăla... Se aseamănă între ele. Da, la fel. Na, Opel-ul mie mi-a plăcut, mașini fiabile și ieftine de întreținut. Care asta au contat pentru mine, adică pentru mine, cum să zic, mașina nu a fost chiar atât de importantă, mașina a fost importantă să mă ducă la servici sau în alte părți, să mă ducă înapoi. Dar fără să investești mulți bani, adică să se strice, să... Exact. Că mi-a căzut aia, că mi s-a prins, deci, nu știu ce martor, că bagă bani. Eu am avut un Opel, cum am zis, Insignia Country Tour, în ăsta nu am schimbat nimic, am schimbat consumabilele, cauciucuri, ulei, ei, frâne, și asta a fost tot. Deci astea. Astea nici nu trebuie să le pui la socoteală, da. Că oricum... În rest, da, dar vreau nu... să zic, astea le-a pus bine, ca chestia, adică n-ai avut probleme, asta a fost. N-am avut nicio problemă, acum că am fost norocos, nu știu, ori fi și alții care se pot plânge, da. Că au tot felul de probleme, dar asta, cum am zis, e și în funcție de cum nimerești mașina aia, sau fostul în funcție proprietar. De... Da, da. Bun, dar spune-mi părerea ta, ai spus că ai făcut 3000 de kilometri, totuși ca chestie, poate n-ai apucat să zici, bă, încă nu m-am învățat, încă nu sunt sigur pe aia, încă nu i-am învățat mersul, dar totuși așa o părere, nu știu, în ăștia 3000 da, de deci kilometri, cum ți se pare? Foarte obișnuit cu ea încă nu sunt, dar vine, obișnuința asta vine pe parcurs odată cu kilometrii, dar până acum sunt mega mulțumit, deci în ceea ce confort? Privește confortul, putere? Nu pot să zic, puterea e nemaipomenit, adică n-am trăit la Opel, ci am trăit la Audi. Da, e o diferență. Știi? Totuși. Și în special insonorizarea. Insonorizarea, nu? Da. Insonorizarea. Da. Aici ai geamuri duble, parbriz dublu și geamurile pe laterale. Da. Geamul panoramic ai spus tu, nu? Nu, ăla e. Ăsta nu știu e dacă. E grosime diferită, nu e dublu, e altceva acolo. E antifonat, dar totuși e, e o chestie. E foarte gros și nu. Măi, în orice caz, deci vreau să zici că ajungi cu ea la 200 imediat. Imediat și nu auzi, adică nu-ți dai seama că ești cu viteza aia. În Opel, într-adevăr, de pe la 170, deja parcă stăteai un pic mai încordat, mai, știi, nu te mai simțeai. Asta îți oferă mai multă încredere. Acum, cu toate, nu, cu asta nu-ți dai seama că ajungi la o viteză așa mare. Dar eu, sincer să fiu, acum probabil încă nu s-a obișnuit cu mașina asta, dar în Opel mă simțeam la 200, 220, 230, mult mai în siguranță. Da. Adică eram obișnuit cu ea, da. Mașina mie mi se părea mai masivă un pic și mai grea. Dar oricum și era mai lungă ca asta. Un pic mai lungă, dar și mai grea. Asta are vreo 1800 și ceva 1000, de kg. Aproape 1900.
cam atâta. Aia avea 2400, aproape 2500 de kg. Atât, da? De mult? Atât de mult. Deci... Opel Insignia. Mi-a dat cu virgula aici. Păi nu, zice că a avut un Opel Insignia, dar tot așa varianta Avant. Și ai văzut cât de mare e aia. Da, da. 2 tone jumate. 2 tone jumate. Păi cântărea foarte mult diferențialul ăla pe spate, știi? Era tot 4x4, era tot 4x4, dar era cu 4x4 ăla care se cuplează numai atunci când ai nevoie. Era un motor de 2 litri cu 194 de cai. Da, ciudat. 147 de kW. Adică 2 tone jumate are Range Rover-ul ăla, ceva de genul. Da. Mă, nu știu, eu nu cunosc, nu vreau să nu vorbesc. Se pare enorm de mult. Nu, dar poate avea, nu știu. Nu mă bag că nu le știu cu astea. Eu de fapt la mine am aflat greutatea, masa ei totală. Am uitat în aplicația mai auto și acolo scrie 1890 și aproape 1900 de kg. Goală, dacă te pui și tu pui 2 tone. Bine, dacă pui șoferul, 1900, nu mai e. A, eu aveam 2470 și ceva, 74 parcă, sau nu mai țin minte exact, trecut în talon. Păi bun, dar referindu-te acum la faza că parcă erai, nu știu, la viteză mai mare, zice că erai mai în siguranță în aia. Bine, poate... Mă simțeam, nu eram, mă simțeam mai în siguranță. Poate că nu știai mașina, asta, mersul ei. Exact, nu, încă nu o cunosc. Încă nu o cunosc, știi? Aia am condus-o deja ani de zile, știam cum se comportă, cum la cea mai mică, știam cum, cum să tragi, cum să acționezi. Exact. Cum acum, ca să o luăm și pe o parte la altă, și greutatea îți dădea sentimentul ăla. Senzația de aia de, sigur, știi? Că da. O mașină masivă, grea. Lipidă, da. Și tot timpul aveai senzația de control maxim. Păi bun, ai atunci... Plus că... Asta e mai ridicată decât aia. Da. Deci aia nu era atât de ridicată. Aia era cu, nu știu, un centimetru jumate, am impresia, mai ridicată decât alea normale. Știi? Country Tour-ul. Sau 2 centimetri, ceva. Asta e deja 4 centimetri jumate. Asta știi cum ar veni? Deci dacă te uiți bine la asta, uitându-mă la șasele de la am condus eu, deci asta cum ar vine standard ridicată, ca și cum dacă ai avea perne de aer, cam asta ar fi înălțimea maximă, știi? Da. Și ea, ea a venit standard. Probabil. Cu cât că ai suspensia adaptivă care schimbă confortul, se rigidizează, se... Da, uite, vezi, eu încă nu-mi dau seama de chestiile astea, adică nu le simt. Ca să știi? Eu am observat că tu ultima oară mergeai pe dinamic, într-adevăr. Am mers pe dinamic ultima dată, dar dacă o pui pe confort, o să simți că, cum am mers noi pe piața aia cubică acolo, o să simți că e mult mai confortabil la față. Da, n-am avut timp încă să probez pe fiecare să văd ce și care cum. Care e chestia? Din cauza înălțimii nu se simte exact ca la mine. Ai la mine când am dat-o pe dinamic, deja se simte că nu mai, da, nu e mai face, joasă. Nu mai face așa, face numai așa. Da. Adică e, se rigidizează. Și plus că tu ai roțile pe 19 și am la fel, dar de vară. Și într-adevăr, chiar dacă eram puțin, dacă eram pe dinamic sau pe auto, amorța atât, chiar atât de bine, nu știu, parcă spuneai că, bă, zici că am altă suspensie, știi, din cauza că ele sunt mai mari, sunt puțin mai late față de astea de 18 care le-am, normal, astea trebuie să fie mai confortabile. În schimb, astea sunt de iarnă și sunt mai tari, sunt rigide, așa, nu știu, și zgomotoase în același timp la mine. Păi ele, normal, n-ar avea voie să fie mai tare, astea de iarnă ar trebui să fie un pic mai moi. Știu, dar mi se normal mi se par mai zgomotoase, fac un zgomot și mai ales acum când merg crampoane, astea faci pup. Sunt mai zgomotoase pentru că cauciucul e mai moale decât la cauciucul de vară. Și tocmai ai... Da, mă, dar tu le-ai umflat de beton. Păi nu le-am umflat de beton, sunt 2... Păi sunt... cum nu, uite, fii atent. Păi sunt 2.8 cu 2.6, am pus exact cât... Eu am 2.7 peste tot. Da? Noi. Ai văzut? Ia uite cum faci. Eu am 2.7 peste tot. Peste... Eu n-am pus 2.7, n-am pus pe ambele punțe aceeași presiune, pentru că, nu știu, normal pe fața e mai mare greutatea, știi, și trebuie să pui o anumită pe spate doar când o încarci. La 4 trebuie să mergi cu aceeași presiune în toate roțile. Nu neapărat. Ba da. Deci, păi da, bun, dacă producătorul specifică, uite, te uiți pe ușă, deci specifică, uite, te uiți și îți spune cât trebuie să ai, uite, de exemplu, eu am roțile pe 18, 245, 45, 18 și te uiți aici, uite, scrie 2.7. Cu 2.7, păi 2.7 cu 2.7 bagi doar când tu încarci, uite, 5 persoane plus bagaje, dar dacă tu ești 3 persoane plus un bagaj, bagi 2.7 cu 2.5. Da, nu știu de ce, știu că înainte să... A, era... da, aici asta... Ai luat o piatră, pietricică, da. O pietricică ca lumea. Băi, nu știu, eu bine am fost într-un service, acolo mi-au schimbat roțile. Dar ce aveai înainte pe de vară? Aveam de vară, da. Dar erau bune, adică aveau carne pe ele, puteai să le mai folosești. Mai aveau carne pe ele, puteam să le folosesc, dar nu pentru iarnă. Știi? Da, și atunci eu am hotărât să pun all season, cel puțin cu astea 2 ani am liniște. Eu astea all season le țin tot timpul 2 ani. Nu le țin 3 ani, le țin 2 ani, pe 2 ani le dau jos și pun altele noi. Vrei să-ți arăt cum arată ale mele? Adică gen tu vrei...
sunt ca noi. Nu. Și mașina a mers, adică n-a stat. Da, dar nici așa nu e bine. Eu le-am avut pe alea de la Goodyear, când am luat cealaltă mașină originale. Scria pe la original, Audi, bla, bla, bla. În fine, alea pe față, într-adevăr, s-au consumat. Alea pe spate au rămas intacte. Și am stat să le schimb, să le pun pe alea de pe spate, pe față. Și în momentul când am făcut ceva plecări agresiv, a început să sară bucățile. Deci s-au întărit atât de tare, tot all season-ul de la Goodyear. A sărit, practic, bucăți de material, de bine, cauciuc și le-am schimbat. Acum am uitat și la ale mele, că au început să crape, mai ales aici unde. Bun, hai să arătăm puțin și interiorul, să vedem totuși diferențele care. Ce am observat e că tu nu ai aici asistentul. Are. Păi nu ți mi-ai spus tu ceva, parcă, sau n-am observat eu ceva. Mi-ai spus o chestie că nu ai, dar nu mai țin minte care. Dar ce, în fine. Da, mi-ai spus tu ceva. Am tot. Ai tot. Mai se dau display. Da, ăla nici nu. Cel puțin. Nu, ai tu? N-ai. Nu. Eu n-am geamuri fumurii, după cum puteți la vedea. La benzinarul ăla care vreau să-l iau, ăla aveam un head-up display, dar pe mine nu m-a încântat deloc. Pe mine, din contră, m-a enervat. Adică, eu dacă-s la volan și mă uit în față, eu vreau să văd pieton, vreau să văd un alt. Cumva îmi distrage atenția. Exact, cumva îmi distrage atenția și atunci... Vrei să spun... o chestie acum. Cum spuneam, geamuri fumurii la Andy. Eu nu mai fac. La mine nimic. După 2 ani de mers cu. Poți să deschid, Andy? Îmi dai voie? Bineînțeles. Ok, haideți să intrăm. Haideți să ne bucurăm puțin. Nu mi-aș mai lua mașină fără head-up display. Nu? Deci, de ce? Puteți observa diferențele. Că ce are Andy în plus? Da? Aceste nu trimuri, vece, să le spun așa, de carbon. Față, vezi, acum nu știu dacă sunt fake-uri, dacă e un plastic, posibil să fie un plastic. Nu știu, Alexandru așa spune că e un plastic, cel puțin spune că pe A4 nu se pune, cel puțin nu se pune carbon, dar cred că e o chestie, opțiune pe care poți opta pentru ea și poți pune și aceste chestii de carbon. După cum bine puteți vedea, Bang & Olufsen. Andy spune că a fost special să se întâlnească cu un prieten la Ingolstadt, dar mai mult a fost să-și cumpere aceste covorașe de cauciuc specific. Uitați aici, All Road, eu am vrut să-mi cumpăr de pe Amazon, dar scrie doar A4, deci asta este o chestie bună. All Road, cauciucuri, ăsta, covorașe de cauciuc, All Road. Și în față scrie All Road. Încă o chestie pe care o are Andy în plus. 170... scaune full piele. El are și pe partea pasagerului scaun electric, în schimb eu nu. Ce îmi place? Și îngrijește. Carbon. Carbon, el doar în partea asta aici, în zona centrală, are puțin piano black, care de asemenea este puțin zgâriat, la mine este nenorocit tot, deci trebuie cumva schimbat. Dar dacă ne uităm bine aici, îți dă o senzație de 3D această bucată de carbon, ca să-i spun așa. Acum nu știu dacă este... într-adevăr carbon, dar totuși eu tind să cred că este un carbon aici. Aceeași chestie, acest locaș aici, ambient light, auto hold, fârna de parcare electronică, are prea mulți kilometri, dar da, panoramic. Deci mașinuța în totalitate, să spunem așa, este la fel, în mare parte este la fel, doar geamuri fumurii, dacă ar fi să ne uităm și din spate ce le diferențiază cumva. El are jantele pe 19, eu le-am pe cele de 18, cumva mașina lui Andy este puțin mai înăltuță, dacă ne uităm puțin mai înaltă. Jantele astea le-am de și eu, jantele. Dar cele pe 19 pe care și-am aveam puse cauciucurile de vară, în schimb el, după cum a spus mai devreme, a zis că nu vrea să aibă o bătăi de cap și așa și-a pus cauciucuri. Anvelope all season pe aceste frumoase jante. Așa arată și la cazanul meu. Tot e o chestie de gust. Încă o chestie. Andy ne-a dat voie să deschidem complet și a cumpărat și această tăviță, tot specială pentru A4, scrie frumos aici A4. Doar că eu nu mi-aș cumpăra așa ceva, deoarece nu car multe chestii, nu cred că murdăresc în mare parte în portbagaj, doar că eu am acele distanțiatoare, le folosesc în mare parte când fac piața, când le pun, că mai au curbe cu ele și cumva... le-am găsit odată cumva cu 600 de euro. Toată piața pleacă, o ia la îndeaua. Cum spuneam, de interior. Ăsta este interiorul lui Andy, identic ca al meu. Și pedalierul are din aluminiu. Astea sunt niște chestii extra și eu pot să le cumpăr. Costă în jur la 100 de euro. Același sertar de depozitare aici. Cum spuneam, butoanele magice, eu nu le am. Măcar am scaun electric pe partea mea, îl pot regla și în mers. În mers era mai greu cu celălalt, adică să tragi din față, puteai să intri și cu nasul în volan, mi s-a întâmplat o singură dată. Dar după cum bine puteți vedea, interiorul este
super, cel puțin pielea nu-mi place, deci nu-mi place să o am eu, dar îmi place, adică vizual, la atingere, este în regulă. Dar mașina lui arată impecabil, cel puțin această culoare pe care mi-o doream de foarte mult timp, chiar spuneam, următoarea mea mașină va fi cu această culoare. N-a fost să fie nicio problemă, problemele sunt altele. Cum v-am spus, mașina lui Andy funcționează mult mai bine decât mașina mea. Sunetul motor este mult mai rotund, acel țăcănit cumva este acolo, dar este infim, este foarte, nu știu, aproape că e insesizabil, adică cel puțin motorul lui sună mult mai rotund față de a mea. A mea este cumva mai, nu știu, mai gălăgios, mai parcă bate troncă, ne face ca toate cele. Nu o să pornim acum, nu cred că și are rostul, doar atât am vrut să vă spun, să-i fac o mică prezentare. Aceasta este mașinuța, aceste sunt cele două mașinuțe, surori ca să spun, frați. Alegeți una dintre ele și spuneți-ne care vă place cel mai mult dintre aceste două mașini. Deci sunt identice. Culorile diferă. Fiecare are culoarea ei. Asta mi se pare o culoare mult mai frumoasă decât a mea. Nu știu, poate doar mi se pare. Are parcă un aspect mai agresiv față de a mea. A mea parcă e puțin mai undercover. A lui parcă este puțin mai în evidență. A mea, în schimb, nu. În fine, mă băieți, cam asta a fost pentru astăzi. Am vrut să-i fac o mică, sau o scurtă prezentare a acestei mașini. Să vă arăt totuși cum arată interiorul, despre ce este vorba. Test drive nu o să fac, v-am spus. Chiar dacă aș face test drive nu v-ați da seama care ar fi plusurile și minusurile la condus. Se conduc amândouă, de fapt și a mea se conduce bine, doar că are acele smucituri, pierdere de putere, motorul gălăgios, troncănind, prostii din astea. Sper să rezolv cumva problema asta pe viitor. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.